A început tipărirea buletinelor de vot pentru diaspora, astfel că în străinătate vor ajunge peste 1.700.000 de buletine. Cele mai multe sunt pentru cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia. Buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 20 octombrie sunt tipărite pe hârtie opacă și sunt de două culori, gri și violet. Acesta, de exemplu, este un buletin de vot pentru alegerea președintelui. Are culoare gri și include lista cu cei 11 candidați. Buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale și referendumul constituțional din 20 octombrie sunt tipărite în limbile română, rusă și găgăuză. Acestea vor fi distribuite de Ministerul de Externe celor 231 de birouri electorale din diaspora. Cele mai multe buletine de vot, deci sunt peste 240.000 de buletine de vot, vor ajunge în Italia, după care în Franța, în Germania avem și de partea cealaltă cele mai puține buletine de vot avem pentru Japonia, 300 de buletine de vot. Vorbind de tirajul de astăzi, de cele peste 850.000 de buletine de vot pentru ambele scrutine, deci noi vorbim de 1.073.000, costul unui buletin de vot este de 63 de bani. Fiecare secție de votare din diasporă va primi numai mult de 5.000 de buletine de vot.